Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre uimitoarele tehnologii de construcție a drumurilor, despre care cu siguranță nu ai știut. Și dacă nu mai vrei să scapi noile videoclipuri și să fii primul care le va vedea, dă click acum pe butonul de abonare și desigur nu uita de clopoțel. E foarte important. Să începem! Movable Barrier System. Peste tot în lume, oamenii petrec ore în șir stând în ambuteiaje. Utilizarea acestei tehnologii permite cu ușurință rezolvarea acestor probleme. Sistemul este proiectat în așa fel încât să schimbe rapid poziția barierei din mijlocul drumului. Acest lucru permite modificarea numărului de benzi, astfel încât să corespundă cu situația de pe drum. Una dintre caracteristicile principale ale acestei mașini este capacitatea de ridicare, deoarece greutatea unei bariere ajunge până la 450 de kg. În interiorul mașinii există un transportor sub forma literei S. Cu ajutorul acestuia, mașinăria ridică un segment din barieră și îl mută pe partea cealaltă. Doar într-o singură tură poate muta aproximativ de la 1,2 până la 7,3 metri de segmente. Viteza de lucru variază între 8 și 16 km la oră și se deplasează doar pe o singură bandă. Astfel, nu încurcă la deplasarea celorlalte mașini. Gomaco GP3. Crearea unei astfel de mașini ar fi fost imposibilă fără o experiență de 50 de ani în producția betonului, pe care desigur o deține compania Gomaco. GP3 este una dintre cele mai inteligente mașini de pavaj din lume, concepută pentru lățimi care variază între 9 și 14 metri. Ușor și rapid se adaptează la orice lățime de drum. Mașina este echipată cu sistemul Smart Telescoping pentru a maximiza cu precizie cadrul de extindere și pentru a determina automat stările volanului în funcție de parametrii dați. Sistemul sensibil de senzor oferă un nivel ridicat de performanță și un consum optimizat de combustibil. Aproape toate detaliile mașinii sunt reglabile, astfel funcționează în diferite condiții de lucru. De asemenea, permite reglarea vitezei și a înălțimii drumului. Toate aceste procese automatizate simplifică semnificativ modul de lucru și crește performanța generală. Șinilele nu sunt doar reglabile, ci se mai pot roti în jurul axei sale. Datorită acestui lucru, este posibilă turnarea betonului fără oprire, chiar și în cele mai extremale condiții. Elcons Series EL. Vă prezentăm un excavator care este destinat pentru construirea canalelor cu o lățime mai mare de 9 metri. Una dintre trăsăturile distinctive ale acestui trimer este că acesta cu ușurință înlocuiește un simplu excavator. Efectuează operațiunile mult mai rapid și sigur. Permite și construirea canalului fără multe pierderi de beton. Puterea de 300 de cai permite săpare a 100-180 de metri cub de sol, iar performanța de lucru pe ore depinde cât de tare este suprafața pământului. Excavatorul sapă până la 3 metri adâncime și într-o singură tură. Viteza de lucru variază între 0 și 7 metri pe minut, iar în stare de transportare, mașinăria atinge viteza de 18 metri pe minut. Acest Elcons Series EL este capabil să lucreze atât pe drum drept, cât și pe drum înclinat. Next Tracker D250 și D80. Acest model de mașinărie este asamblat în 3 variații diferite. Adâncimea maximă pe care o poate atinge Next Tracker D250 este de 0,8 metri, iar lățimea de lucru variază între 8 și 30 de centimetri. D250 și D80 pot atinge aceeași adâncime maximă, însă diferă prin lățimea de lucru, cum ar fi. La D250 variază între 15 și 20 de centimetri, iar la D80 de la 8 la 30 de centimetri. Tehnica este concepută pentru lucru cu diferite tipuri de materiale, de exemplu cu beton și asfalt. Este de remarcat faptul că acest Next Tracker ocupă doar o bandă de drum, deci nu interferează foarte mult cu circulația drumului. Această mașinărie este foarte productivă, deoarece este capabilă să funcționeze chiar și în condiții complicate, cum ar fi terenurile stâncoase. Trotuarele sunt executate exact și rapid după dimensiunile proiectului. Steam Contour 700 TPK.
vă prezentăm o mașină de acoperire a marcajului rutier, asamblată de către compania Steam. 700 TPK este conceput pentru aplicarea marcajelor rutiere orizontale pe drumurile betonate și cimentate. Spre deosebire de alte mașini similare care funcționează doar cu un tip de vopsea, 700 TPK poate aplica termoplastice și sticlă reflectorizantă cu bile. Marcajele pot fi aplicate din ambele părți ale mașinii. Parametrii de lucru sunt setați în funcție de sarcina și condiția de lucru. Contour 700 TPK este capabil să aplice linii de la 5 la 40 cm lățime. Sistemul de control al deschiderii supapelor vă permite aplicarea liniilor întrerupte și continuu și de asemenea să alegeți modelul lor. Viteza de lucru al acestei mașinării ajunge până la 15 km pe oră. Este condusă de către două persoane, însă poate funcționa și fără operator. GOMACO 4400 Barrier Power. Aici este proiectată mașina de turnare a betonului, concepută pentru a crea bariere de protecție. GOMACO 4400 are un motor cu 99 de cai putere și funcționează cu o viteză de 11 metri pe minut. Producătorul acestei mașinării oferă echipamente cu diferite forme pentru a putea construi nu doar bariere, dar și trotuare cu parapet, jgheaburi și borduri. Mașina se deosebește prin sistemul de control, care permite reglarea direcției de mișcare a picioarelor din metal, cât și a înălțimii și a lățimilor. Înălțimea maximă a peretelui din beton ajunge până la 1 metru, iar lățimea până la 2 metri și jumătate. Această mașină a fost creată pentru a furniza fiabil, sigur și productiv munca. Python 5000 Potole Patcher. Vă prezentăm o mașină autopropulsată, concepută pentru a crea patch-uri pe carosabilul deteriorat. Acest Python 5000 permite păstrarea drumului în stare bună mult timp și este foarte econom din punct de vedere financiar. Pentru așezarea plasturilor pe drumuri este folosit un amestec betonat capabil să repare fisuri grave de drum sau alte deteriorări ale carosabilului. Întregul proces de lucru se realizează de o singură persoană. În medie, pentru a aplica amestecul pe parte deteriorată durează aproximativ 2 minute. Rola hidraulică asigură compactarea optimă a amestecului de asfalt, astfel încât partea betonată să aibă o durată de viață mai îndelungată. Unul dintre avantajele lui este că poate funcționa în diferite condiții meteorologice. GOMACO CC 1200 Gold Gated. Tehnica pe care o vedeți pe ecran este un cofraj glisant concepută pentru formarea bordurei. Echipamentele suplimentare de asemenea îi permit lui să preseze asfaltul și bordura betonată. Se descurcă cu ușurință chiar și cu cele mai complexe borduri. Această mașinărie este capabilă să se miște independent și totodată este compactă și convenabilă pentru transportul mărfurilor de toate tipurile. Operatorul poate controla mișcările roții din fază manual, aceasta fiind echipată cu sistem de șinile și acționare hidraulică pentru o mobilitate mai mare. Pe lângă faptul că matricea de presă se schimbă ușor și accelerează procesul de lucru, dar și permite mașinii să facă față multor sarcini complicate. Matricea standard vă permite să faceți o bordură cu o înălțime de 305-356 de metri. Bordura se pune din ambele părți a mașinii, iar datorită faptului că matricea este reglabilă, se poate lucra chiar și pe drumuri foarte înguste. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și dacă v-a plăcut acest videoclip, rupeți butonul de like și nu uitați să scrieți în comentarii care dintre mașinile respective v-a impresionat cel mai mult. Pe curând!